Aceasta este perioada voastră. În orașul Drochia, această decadă a fost anunțată drept una dedicată tineretului. Startul i-a fost dat printr-un flash mob. În cadrul acestuia, mai mulți tineri au dansat și au interpretat diverse cântece. Tineri energici și am vrut să arătăm prin flash mob-ul nostru că, într-adevăr, putem să schimbăm Drochia noastră, să o facem să devină mai bună și mai frumoasă. Activitatea a fost desfășurată la inițiativa membrilor Consiliului Tineretului, care activează pe lângă Consiliul Orășenesc Drochia, scopul fiind motivarea spre implicarea tinerilor în dezvoltarea orașului natal. Cred că ar trebui să se organizeze cât mai des așa fel de activități, pentru că a fost destul de interesant și oamenii au fost captați și anume așa activități ajută la dezvoltarea orașului. Datorită la toate acestea, oamenii devin cât mai activi. La prima activitate din ciclul de evenimente preconizată pentru perioada decadei tineretului și-a adus aportul și primăria orașului. Noi încercăm prin toate mijloacele, prin toate căile posibile să mobilizăm tineretul, să-i activăm, să-i determinăm să fie cât mai activ și să implice cât mai activ în viața de zi cu zi a orașului, atât culturală cât și socială. Și sperăm că o să ne reușească și prin activitățile care sunt organizate în decursul acestei decade. Cei mai activi tineri care și-au manifestat talentul prin dans și cântec au fost decernați cu diplome de gratitudine din partea primăriei orașului.